Câteva cifre legate de numărul de victime. În total 58 de pacienți, am avut două decese, unul dintre decese, un pacient cu o suprafață care depășea 95% dintre suprafața asta din corp. În cursul acestei nopți și dimineața de vreme au fost transferați doi pacienți la Bruxelles, doi pacienți sunt transferați la Milano. Din păcate, unul dintre pacienții transferați la Milano este în stare critică și cei de acolo cu care sunt în legătură fac eforturi ca să-l stabilizeze. Pentru celălalt sunt un pacient în vârstă de 68 de ani. Celălalt este un pacient de în jur de 48 de ani, la care situația nu este la fel de dramatică, dar de asemenea este un pacient critic. Urmează ca în cursul acestei zile și la noapte să fie transferați al 6 pacienți de la Spitalul Floreasca și 2 pacienți de la Spitalul Bagdazar. Destinația acestor pacienți va fi în Austria, AKH și Graz, în Germania, și unul dintre ei va fi transferat în Norvegia. Vor exista cel puțin 2 zboruri care să ducă acești pacienți, zboruri unele dintre ele cu escală. Un sumar al pacienților care sunt internați în spitale. La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt 30 de pacienți, 3 civili și 27 de pompieri. Acolo a fost grosul pompierilor care au fost răniți. Sunt 5 pacienți intubați și ventilați mecanic. Toți acești pacienți au fost toaletați din punct de vedere chirurgical, supravegheați și sunt în permanent evaluare. Cei pacienți intubați și ventilați mecanic sunt în principiu cei care sunt eligibili pentru transferul în străinătate. Avem împreună cu noi și aș vrea să le mulțumesc personal, nu e vorba doar de Spitalul Floreasca, este domnul director Negoi, sunt colegii care au fost șefii gărzilor de chirurgie plastică și de terapie intensivă la Spitalul Floreasca. În aceeași măsură vreau să le mulțumesc și celor de la Bagdazar și de la celelalte spitale implicate. I-am invitat aici pentru că pot să vă spună lucruri așa cum sunt, dramatice, dar cu responsabilitate profesională, cum am acționat în această perioadă. Toate spitalele au mobilizat echipele medicale, a fost instaurat planul alb care să facă posibilă intervenția medicală specializată. Noi am asigurat resursele acolo unde erau necesare, de materiale sanitare și de medicamente care sunt necesare pentru tratamentul acestor pacienți. Cel de-al doilea spital, cu un număr important de pacienți, 13, 5 civili și 8 pompieri, Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsenii, și acolo sunt 5 pacienți intubați și ventilați mecanic. De asemenea, fără să fie la fel de critici, sunt 4 pacienți internați la Spitalul Clinic de Urgență și Chirurgie Plastică. De asemenea, la Spitalul Universitar Elia, Spitalul Universitar de Urgență București și la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, 3 pacienți, unul dintre ei este transferat în acest moment la Spitalul de Chirurgie Plastică. În funcție de valori, acești pacienți vor beneficia de tratament în secțiile pentru pacienți arși, iar în momentul în care aceste evoluția stărilor de sănătate este monitorizată, există și posibilitatea suplimentării acestor transferuri la care făceam referire, dar pe măsură ce pacienții au fost sau sunt transferați în spitale din străinătate, se eliberează și locuri în spitale pentru arși din București. Așa cum știți, ieri am avut 6 locuri pentru mare arși. Aveam în circa 60 de paturi de terapie intensivă alocate cu ventilatoare.
drept care toți pacienții care aveau nevoie de îngrijire, de terapie intensivă, au primit acest tip de îngrijire medicală. Aș vrea să vă mai spun un lucru care cred că este important, ținând cont de el. E vorba despre aparținătorii celor transferanți, care îi vor putea însoți în țara de destinație, unde vor avea de asemenea suport social și asistență consulară, iar cheltuielile de transport și de cazare vor fi acoperite de Guvernul României pe perioada șederilor acolo. Și al treilea lucru important este legat de acordarea asistenței psihologice. Încă de ieri, împreună cu domnul doctor Gabriel Diaconu, care și el aici este prezent, ne-am preocupat de acest lucru. Familiile primesc suport psihologic în cele două spitale importante pentru acest eveniment, la Floreasca și la Bagdazar. De asemenea, în teren acționează la Crevedia echipe care oferă asistență psihologică și celor care, chiar dacă nu au avut răniți, au fost afectați foarte serios de evenimentul acesta dramatic. Dacă este nevoie, suntem pregătiți să suplimentăm acest personal în funcție de necesitățile din teren și putem să operaționalizăm în timp scurt, dacă este nevoie, o linie de tel verde. Am făcut deja simulări. Această linie este operațională, va fi operațională la Ministerul Sănătății sau la Ministerul Administrației și Internelor, în funcție de necesități. Asta este situația în momentul de față. Vă vom ține la curent, așa cum am făcut-o în tot cursul serii, legat de evoluția acestor pacienți. Ne preocupă siguranța lor, ne preocupă siguranța familiilor lor și abordarea Guvernului României în acest sens, din punct de vedere medical, cred că a fost cea corectă, a fost o abordare asumată, responsabilă.